Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc. Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Eu când ți-am zis să faci doi căunul n-ajunge. Acum aveai și tu de unde alege. Cheile de la casa mea. De 3 ani de când e cu individul asta. Îl dirigează și îl conduce cum vrea ea. Te fut în gură și pe tine. Vreau să stai liniștită și nu te panichezi. A făcut un accident. Vă este familiară, sper, conjunctura incidentului. Cine a fost de vină? Acesta sunt eu. Acesta el. Și aici s-a produs impactul. Mă gândeam că poate împreună găsim o formulă. Dacă vă ocupați, ocupați-vă voi până la capăt. Nu mă las cu bună ce-mi dați cu cealaltă. Faceți voi. Uneori trebuie să mai faci și tu. La noi, eu să știți că vreau să facă dreptate. Și mă duc până la Dumnezeu. Să-mi spuneți cât. Sper că realizați că sună foarte brutal. Ce vreau e să mă lăsați în pace. Să nu vă mai băgați. Gata. Asta am făcut pușcăria, uite de la... De asta ori îmi dați 80.000 de euro peste 2 săptămâni, sau dacă nu... Vreau cât mai trebuie să mă bucur cât mai mult de tine. Dă-te jos din mașină! Mă lași în cap! Dă-te jos din mașină! Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. Ce vă povestesc acum să rămân între noi două? Absolut. Sunteți sigură că vreți să auziți toate chestiile astea despre el?